Eu niciodată n-am putut înțelege femeile care tolerează sau care acceptă să fie bătute de soț, adică tolerează violența familiei. Și eu voi spune că problema asta la noi e foarte răspândită. În Moldova, în principiu, problema asta e destul de răspândită. Sunt atâtea cazuri și femeile astea și se jelui și se bocesc și cer o soluție, un sfat. De ce sfat se dai? Ce fel de soluții? Dacă soluția de a scăpa de dânsul, de a divorța și de a fugi de la dânsul, el nu acceptă. Nici într-un caz. Vă pune altă soluție, numai ei să rămâi cu dânsul. Păi, așa soluție nu există. Și eu vorbesc nu pur și simplu așa, din când în când, câteodată o obișnuiește. Eu sunt vorba de bătăi crâncene, că îți faci părul măciucul. Eu, de pildă, știu o femeie pe care soțul o băte atât de crunt, că odată o bătut-o cu o rangă de metal și i-a rupt picioarele. O încercat să o nece, o ținut-o cu capul într-o cadă cu apă și când el a crezut că eu a murit deja și el era deja slăit de putere, i-a dat drumul, i-a căzut jos și a supraviețuit. Și știi ce spune femeia asta când vorbea de dânsul? Femeia ne bătut ca casa nemătorată. Sau știți vorba asta la noi în popor? E rău cu rău, dar mai rău fără rău. Iată așa cumva să justifică niște justificări idiote. Cum poți să ajuți femeile astea? Ce poți să le dai lor? Care e soluția pentru dânsul dacă ele acceptă orice soluție, numai să continuă să trăiască cu nemernicul? Dacă încerci să le arăți lor ce prezintă nemernicul lor, păi ele trec de partea nemernicului. Trec de partea lui și tu devii dușmanul lor. El începe să povesti cât el de mult o iubește și ei las că așa numai când se îmbat el e mai nebun, dar cine nu bea astăzi? Ei muncește el mult, se nervează la loc și vine și descarcă pe noi, dar el ne iubește. Păi femeia asta de multe ori leapă de casa de furie nebunului și doarme prin grădini, pe la vecini, prin manupiune, nu doarme e ca să scape de furia lui și vine și îți spune că el o iubește. Uite, el stă cu ochii vineți, cu coastele rupte, abia respiră și spune că da, el tot ce mă iubește, dar las că el e bun. Eu cred că asta e o problemă, o boală psihică. Ce poți să recomanda femeile astea? Nu ești recomandat, pentru că dacă el spune că e rău cu rău, dar mai rău fără rău, și când întrebi, băi, dar ce te-ai măritat, băi, cu dânsul? Ei, dacă mai bun nu erau, dacă alții mai buni nu mă cereau în căsătorie, păi și cum, nu era mai bine să rămâi singur decât să ajungi în calvarul ăsta? Nu. Eu vă spun mai multe. Câteodată femeile astea scapă din nemernic. Scapă pentru că ori el o leapă de-și fuge la s-o tortureze pe alta, ori moare. Și femeile se mărită două oară. Și se mărită cu un nebun mai nebun ca primul. Adică și a doua, și a treia oară. Tot cu nemernici se mărită de multe ori femeile astea. Deci, cum poți să ajuți așa o femeie? Cu ce sfat? Care e soluția pentru dânsa dacă el a văzut pe primul și e pe al doilea care se mărită? E al fel de care același comportament. Pentru că am mai spus de mult exemplu ăsta. Comportamentul poți vedea din timp, nu neapărat să ajungi să măriți cu dânsul. Dar eu știu cazuri când fetele s-au măritat chiar după ce erau bătute înainte de nunt. Înainte de nunt, în bloc, ochii vine și ele se măritau. Și când întâi, băi, nebunul, ce te măritau cu tâmpitul ăsta, cu nemernicul ăsta? Ei, mai bun nu erau. Dar încă și să vezi cum, dacă e înainte de nuntă, încă cum îl justifică, dar cum îi spune cât el e de frumos, dar cât el e de șmecher, dar cât el e de deștept, dar cum el e de bărbat. Și smărit cu dânsul și trăiește. Ce poți? Unicul sfat pentru femeile astea poți să-i spui că, băi, recapătă-ți demnitatea umană, divorțare de dânsul, fugi, taie poala de la gard, cum spune în popor, și fugi nebun, dă-le mâna poliției dacă te agresează. Ai demnitate. Pentru că din cauza ta suferă și copiii tăi. Dar dacă nu accept soluția asta, așa soluția nu e acceptată, nu poți să ajungi nimic. Asta e boală, cred că e boală psihică. Dacă aș opri video în momentul ăsta, cred că mare majoritate ar fi de acord cu mine, ar pune like la video și ar zice că sunt de acord, că într-adevăr așa e. Dar eu doar n-am să mă opresc aici. Eu am să vă spun că la noi problema asta e problemă în societate. Noi suntem toată societatea bolnavă într-un fel psihic în felul ăsta. Pentru că, uitați-vă, noi tolerăm bataia de joc față de noi a clasei politice, dar nu o schimbăm. Noi am scăpat de Senegor, am dat peste Lucinski, am scăpat de Lucinski, am dat peste
Voronea, amintiți-vă cum lumea l-a parat pe Lucinții, că el e bărbat frumos, că îi lușesc ochelare. După aceea, pe Voronin, cum îi cânta Osanale, că aici o să întoarcă cărnatul și ăla e șpânea ieftină, dar aici l-a făcut pe fișorul miliardar și terorizată țara asta, amintiți-vă, și ziariși, dispăruți, bătuți cu ranga, împușcați. Numai ce nu era? Ce mai trebuie să facă Voronin ca oamenii să înțeleagă ce troglodită e aceala? După ce a venit alt nemernic ca Plohotniuc și l-a jos pe Voronin, s-au măritat moldovenii cu alianța AIE, cu Plohotniuc, cu Filat și cu Ghimpu. Ce trebuie să mai facă din alianța și e ca să nu-i voteze moldovenii a doua oară în 2010? Nu că eu votat a treia oară, și în 2014. Și le spuneam că ăștia stalhari, că fură, și erau toate semnele de față, toate simptomele. Nu! Spuneam, dar măi, dacă miroase rahat și arată aspectura, nu neapărat să guși din trânsul, măi. Nu, până când nu au votat moldovenii, nu s-au lăsat. Și găseau justificare, lasă că ăștia sunt pro-europeni, ăștia o să facă unirea, ei mai fură ei acolo, dar lasă că o să facă unirea. E că așa o justificau, păi nu e aceeași boală psihică. Dar Andrina Stasă, dar Pumaia Sandu, ce trebuie să mai facă ăștia ca moldovenii să deschidă ochii și înțeleagă ce catastrofă sunt ei? După ce eu promis că fac platformă civică și nu o să fac partid politic să vină la putere. Și au făcut exact invers. Au făcut partid politic și ca să ajungă la putere. Nu pur și simplu la putere. Păi Andrina Stasă a vrut și ministru, și primar, și procuror general, și prim-ministru, și președinte de țară, și vrea el să fie. Asta după ce pretindea că vrea doar platformă civică. Nu, bre, lumea cânta Osanale, mai nu vreau să-l ridice la rangul de sfinț. Ce trebuie să mai facă ea dacă în loc să lupte pentru întoarcerea miliardului, l-a făcut referendum și l-a făcut pe Dodon președinte? După ce a semnat față de oameni, a făcut un jurământ public și a luat angajament că niciodată nu o să facă alianță cu Dodon și cu Plahotniuc, și după aceea a făcut alianță. Nimic. Moldovenii mai departe le cântă Osanale, mai departe ăștia sunt cei mai buni, cei mai luminați. Și fac icoane, măi, uitați-vă că cancelarea cerească era la Năstasă. Uitați-vă la șor, cum îl numeau Iisus Hristos pe șor, pe usată e la fel, pe Dodon îl fac Iisus Hristos, îl fac sfânt. Icoane cu Maia Sandu, uitați-vă că plin Facebook cu icoane cu Maia Sandu. Păi asta nu-i boală psihică? Asta nu sunt oamenii care se mintis la minte? Să aduci dragostea asta față de politicieni la paroxism? Cum poți să ajut societatea asta? Iată, voi îmi spuneți că nu mai criticați atâta voi, veniți cu soluții. Ce fel de soluții pot să vă dăm dacă soluția care voi o puteți accepta trebuie să excludă faptul că voi votați altă clasă politică? Voi vreți așa o soluție decât ca să votați tot aceiași nemernici, aceiași corupți, aceiași tâlhari, aceiași cretini, aceiași absurzi. Voi tot pe dânși vreți să-i votați. Ce trebuie să mai facă Dorin Chertoacă să nu mai voteze lumea așa a treia oară primar și să nu mai îmbli și acum unii nici să-l voteze pe Dorin Chertoacă? Oare nu se vede cu omul ăsta că el e oligofren? Ce trebuie să mai facă el? Vă spunem, ce trebuie să mai facă Andrei Năstasă ca să vedeți cât el e de penibil și cât el e de prost satului? Dar Maia Sandu, ce trebuie să mai facă după ce au avut numai inițiativele astea anticonstituționale e cât vorbesc despre dânsa, despre absurditatea ei și a echipii întregi. Dar ceea ce a făcut ieri în Parlament a fost atâta bataie de joc și continuă mai departe moldovenii să le cânte Osanale pe Facebook. Păi cum poți să ajuți societatea asta? O rămas societatea șocată, vai, Cșor l-a ratat pe Filat, ceea ce făcea el în pat cu ziarista aceea. Dar faptul că el același lucru care l-a făcut cu ziarista, făcea cu toți moldovenii și arăta la toate televiziunile, pe nimeni nu șoca. El doar așa v-a frecat poporul ăsta, încă înainte de a veni, înainte de a smărita poporul cu dânsul, el făcuse privatizările, iptiehul. Lucrurile astea erau știute. Trebuie numai cineva să le întrebe, să le caute și să observe. Să observe că se mărit exact cu același nemernic de care vrea să scăpe. Păi cum poți să ajuți oamenii ăștia dacă ei, așa cum femeia aceea leapădă și doarme prin grădin, moldovenii ăștia leapădă casele și fug prin Europa, prin lumea neagră, și de acolo votează pe aceiași nemernici și încă se mândră de asta. Încă consideră că au făcut un mare act de patriotism.
am mers sute de kilometri, am stat ore între și am votat niște catastrofe. Ca Filat, ca Plahotniuc, acum pe Maia Sandu. Ceea ce a fost ieri în Parlament a fost mult mai urât decât ceea ce a făcut Filat cu ziarista aceea. În acel video. Și lumea cântă mai departe o sanale. Eu cred că nu mai este o metaforă când spunem că Republica asta Moldova e o casă de nebuni. Eu mă tem că noi suntem, avem o boală undeva în codul genetic, ar trebui specialiștii să o caute, să vadă de unde vine boala aceea, dacă se poate cumva de vindicat. Altfel nu avem nicio șansă. Nu mai întrebați soluții atunci când voi căutați cu totul altceva, dar nu soluții. Voi căutați justificări pentru nemernici ăștia. Și când o să plece ăștia, o să vină alții mai răi ca dânșii, tot o să vii de atac, voi așa să-i alegeți. Pentru că voi nu vreți să vedeți înainte de a gusta. Când aspectul și mirosul deja îți spune ce ai de gând să alegi. Iată acum cred că video deja nu va mai fi popular.